Am amintit ceva de istorie. Istoria între soluție sau amenințare. Ce treabă are istoria cu mine? Știți că în ultima vreme nu ne mai interesează istoria. Mi-ar prinde mult mai bine dacă cineva mi-ar vorbi ceva despre mine. Spune-mi, frate, ceva acum despre ceea ce am eu nevoie. De ce istorie? M-am zbătut mult de tot cu subiectul acesta. Să fie, să nu fie. Dar pentru că în Sfânta Scriptură este, m-am hotărât ca să respect Scriptura, punctul 1, și m-am hotărât de asemenea să creez o nevoie, o necesitate a noastră după această perspectivă. Cine sunt eu? Sunt o persoană care a trăit o secvență de timp, eu știu, numărată în ani, 50, 60, 70 de ani, apoi secvența aceasta se stinge odată cu mine și eu înțeleg din ceea ce se întâmplă în istoria noastră, în istoria asta a mea, această secțiune mică, piesa aceasta mică pe care eu am trăit-o. Având în vedere că am trăit și într-un pătrat așa spațial foarte mic, atât ca timp cât și ca spațiu, nu pricep mare lucru. Știți ce e un puzzle, așa e? Imaginea aceea formată din sute, zeci, uneori mii de piese. De forme diferite. Eu înțeleg viața mea ca o piesă din tabloul acela. O mică piesă. Dacă se întâmplă ca să fie un portret, și piesa mea este ceva din ochiul portretului respectiv, o iau, mă uit la ea, spuneți-mi, vă rog, înțeleg ceva? Pentru că pe piesa aceea mică nici măcar ochiul întreg nu este. Este o fracțiune din ochiul imaginii. Și atunci n-am altceva de făcut decât să caut întregul și să pun piesa mea acolo unde este întregul și când am pus-o acolo, dintr-o dată, pentru că am pus-o în locul ochiului, dintr-o dată, imaginea completă de ansamblu devine extrem de relevantă pentru mine, adică are rost. Scoateți viața mea din contextul respectiv, lăsați-o undeva pe podea și va fi ca o piesă de puzzle care n-are niciun rost. Există cineva care vrea ca viețile noastre să fie scoase din context, aruncate undeva pe podeaua istoriei, astfel încât nimeni, niciunul dintre noi să nu pricepem ce rost am avut. De ce Dumnezeu, la un moment dat, a lăsat ca să existi tu? De ce exist eu? Singur n-am nicio noimă. Așezați-vă, vă rog, în contextul Scripturii și veți descoperi lucrul acesta, veți descoperi noima, rostul, veți descoperi de ce. Dragii mei, nu sunt eu singurul care vă propun lucrul acesta. În Scriptură am descoperit cel puțin două personaje cruciale care și-au căutat rostul în istorie fantastic. Unul este Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a aflat de la părinții lui că el trebuie să aibă o misiune extraordinară, specială. Pe la vârsta de 15 ani, Ioan Botezătorul s-a dus în pustie, căutându-și identitatea. Căutându-și identitatea, adică căutându-și rostul sau locul. Știți că la un moment dat vin la el persoane din elita societății iudaice și îl întreabă: tu cine ești? Ești prorocul? Ești Ilie? Și Ioan Botezătorul trebuia să știe exact cine este, pentru că acești oameni îi acceptau menirea sau soluția doar în funcție de dacă el știa sau, deci dacă el știa cine este și care este locul. Ca urmare, a stat în pustie până la vârsta de 30 de ani. Și dacă, așa, ca introducere, deschideți cu mine cuvântul lui Dumnezeu în Luca al 3-lea capitol, aici se spune că
Spre sfârșitul acestei perioade, aproape de vârsta de 30 de ani, versetul 1, în anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei. Spuneți-mi, ce rost are șirul ăsta de personalități aici? Nu putea să treacă peste versetul 1, să treacă mai departe. De ce a fost nevoie să scrie pe toți? Stai să vezi, era acolo, era Tiberiu Cezar, era Pilat din Pont, era Irod, Filip, și așa mai departe. Mai departe, versetul 2 zice, pe vremea marilor preoți Ana și Caiafa. De ce au trebuit toate astea? Poftiți? Semnificația timpului. Ia spune o profesoară de istorie acolo. Sfânta Scriptură nu e mit. Mitul n-are de-a face cu istoria. Mitul este o poveste care nu se localizează în timp. Ea este interpretată alegoric după aceea, o așezăm în timp unde vrem noi și așa mai departe. Scriptura nu este mit. Dumnezeu spune clar, eu am intervenit în istorie și am realizat ceva în mod concret în istoria voastră. Uite, aceștia sunt martorii mei. Pe structura socială a vremii respective, evenimentul respectiv este definit, este identificat. Și mai departe, zice, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Acela a fost momentul revelației. Acela a fost momentul în care cuvântul lui Dumnezeu i-a arătat lui Ioan contextul. Știi cine ești tu? Hai să spun. Știi care e menirea ta? Hai să spun. Și când vor veni acei trimiși din partea Sinedrului să-l întrebe pe Ioan cine ești tu, el spune limpede, eu sunt glasul care strigă în pustie. Metaforă? Metaforă? Nu. Dar ce? Text din Scriptură, din Isaia. Și el spune, eu împlinesc misiunea pe care a oferit-o profetul Isaia pentru vremurile acestea. Și iată-l pe Ioan Botezătorul, care se identifică pe sine cu profeția, cu Scriptura. Al doilea personaj extraordinar este Domnul Iisus Hristos. Îl naște Fecioara Maria. Este crescut acasă, este educat de această femeie sfântă. Maria îi spune, tu ai o misiune extraordinară, Dumnezeu are o misiune pentru tine uluitoare. Tu va trebui să eliberezi pe poporul lui Dumnezeu, ești Mesia. Acum, sunt foarte multe tipuri de Mesia. Spre exemplu, Moise. Moise a fost un Mesia, a scos poporul evreu din Egipt. L-a scos de sub mâna lui Faraon. Și vă aduceți aminte că Moise, la început, a vrut să-l scoată pe poporul Israel din Egipt printr-o revoluție. A planificat o strategie de exod, în așa fel încât poporul evreu să reușească să răstoarne opresiunea egipteană printr-o lovitură social-politică. Sunt multe portrete de Mesia. Sunt portrete politice, sunt portrete sociale, sunt portrete filozofice. Toți își imaginează cam cum ar fi un salvator al omenirii. Așa că atunci când mama îi spune Domnului Iisus Hristos, tu ești Mesia, problema Domnului Iisus Hristos este, dar ce fel de Mesia sunt eu? O să pun mâna pe sabie? Mă antrenez acum să fiu un atlet, eu știu, de vârf în națiunea mea? Voi învăța strategii de război? Ce fel de Mesia sunt? Și la vârsta de 12 ani se urcă la templu. Împreună cu tatăl său. Și la templu el vede întreaga ceremonie a sacrificiului și a slujirii sângelui
în sanctuar, de la poartă până în sfânta. Și rămâne captivat de acea tipologie. Și la 12 ani, Mântuitorul descifrează în tipologia aceea contextul lui și află cine este el. Mai târziu, când Ioan Botezătorul zice, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Mântuitorul știa lucrul acesta. Pentru că acolo, la templu, la vârsta de 12 ani, mielul fusese sacrificat sub ochii lui. Înțelegeți? Ăsta e contextul. Singurul context autentic este Scriptura. Altfel, ne vom pierde. Ne vom pierde în individualismul nostru, în secțiunile noastre mici. Cu alte cuvinte, istoria ne oferă identitatea, este punctul numărul 1. De ce avem nevoie de istorie? Mai este un punct care aș vrea să-l înțelegem bine. Spuneți-mi repede, ce va fi mâine? Nu miercuri, nu. Nu, spune-mi ce se va întâmpla mâine. Poftiți? Nu știm? Știm sau nu? Noi ne-am obișnuit să răsară soarele mâine. Noi ne-am obișnuit ca mâine să pornească tramvaiul, toate lucrurile să meargă normal. Ne-am obișnuit cu starea de lucruri. Dar vreau să vă întreb, știm sau nu? Nu știm. Dar ce s-a întâmplat ieri, știm? Observați un lucru. Observați că noi mergem cu spatele la viitor. Observați că suntem întorși. Adică noi suntem cu fața spre trecut. Știm tot ce s-a întâmplat în trecut. Dar viitorul nu-l cunoaștem, ca și cum mergem în timp cu spatele. Aceasta era ideea ebraică despre viitor. Cei ce merg cu spatele în timp. Ajută că mergem cu spatele. Nu v-ar fi teamă să mergeți cu spatele? Nu cumva de acolo e teama noastră generală, angoaza noastră, socială, pe care o trăim? Din punct de vedere al artei, din punct de vedere al psihologiei, din punct de vedere al filozofiei, noi ca societate suntem și acționăm cumva sub linia disperării. Cu alte cuvinte, suntem civilizați, nu, suntem generații ale disperării. Din ce cauză? Am acumulat această angoază, acest stres emoțional, parcă istoric. Din ce cauză? Nu cumva pentru că mergem cu spatele. Și acum vreau să vă citesc un text. Poate că îl citiți împreună cu mine. Isaia 45. De la versetul 20. Strângeți-vă. Veniți și apropiați-vă împreună voi cei scăpați dintre neamuri. N-au nicio pricepere cei ce își duc idolul de lemn și cheamă pe un Dumnezeu care nu poate să-i mântuiască, cu referire la studiul nostru făcut duminică seara. Spuneți-le și aduceți-i încoace să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Vă rog să observați, în timp ce noi mergem cu spatele la viitor, pentru că nu cunoaștem ziua de mâine, Dumnezeu spune, eu sunt cel ce merg cu fața
spre viitor. Eu știu ziua de mâine. Eu am prorocit toate aceste lucruri. Ce înseamnă a proroci? A spune dinainte un anumit lucru. Deci, încă o dată, cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu, drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Mă opresc puțin. Aș vrea să vă spun că prorocia sau profeția biblică nu este deloc precum profețiile din greșeală pe care le rostesc oamenii astăzi. Spre exemplu, ala Nostradamus. Nostradamus nu face altceva decât creează anumite cadre de întâmplare sau de situații pe care le lasă suspendate oarecum, așteptând ca cei care îi citesc opera să le ia de acolo și să le identifice locul în istorie. Ca cu niște șabloane. Iei șabloanele și tot umbli cu ele să vedem unde se potrivesc. Se potrivesc aici? Nu. Da din coace. Da din coace. Mama îmi povestea la un moment dat că a urmărit destul de mult pe o doamnă care ghicea și care spunea așa: între prânz și între amiaz te apucă o tâgomeală, o oboseală, ai tot mânca, ai tot dormi. Râd acum, da? Râd și eu cu dumneavoastră, sigur că da. Nu e o problemă, dar cam asta este tipul de prorocie, chiar și istoric. Adică se creează niște șabloane care se întâmplă că între prânz și amiaz pe toată lumea le apucă foamea, pe toată lumea le apucă oboseala, ai tot dormi și el spune cam așa se întâmplă și tu te duci și iei șablonul respectiv și cu prima ocazie observi că te apucă oboseala și zice, uite că a avut dreptate. Și te apucă și tâgomeala și spune că uite că a avut dreptate și așa mai departe. Dragii mei, Dumnezeu nu face aproximări de tipul ăsta. Dumnezeu este foarte exact. Aș vrea să înțelegem lucrul ăsta pentru ca să câștigăm încredere în El. Mă întorc iară la Isaia 45 și citesc mai departe. Dumnezeu, pe ideea că El cunoaște viitorul, își bazează suveranitatea Lui. Spune, eu sunt Dumnezeu din cauza că eu cunosc viitorul. Voi nu știți și pentru că nu știți, voi și cu idolii voștri adunați la oaltă, voi nu puteți spune ce se va întâmpla. Din cauza aceasta, întorceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Pe mine însumi jur. Adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Numai în Domnul, mi se va zice, locuiesc dreptatea și puterea. La El vor veni și vor fi înfruntați toți cei care erau mâniați împotriva Lui. În Domnul vor fi făcuți neprihăniți și proslăviți toți urmașii lui Israel. Iată această perspectivă legată de prorocie. Și cu asta, dragii mei, am făcut o introducere. Vreau să vă provoc să fiți alături de mine, pentru că din momentul acesta încep să mă sperii că nu voi avea timp. Încercați puțin să acceptați un ritm mai rapid. Haideți să începem. Media, primul slide. Ce e istoria? Ce vedeți aici? Două imagini. Este foarte interesant faptul că noi vedem istoria ca fiind o sumă de evenimente, de situații social-politice care n-au nicio legătură una cu alta. Uneori alandala, uneori oricum, uneori nu se știe și nu e nicio legătură între A și B. În Daniel capitolul 2, atunci când deschid cartea profetică a
Vechiului Testament, în Daniel, capitolul 2, surpriza mea este că împăratului Imperiului Babilonian din vremea aceea, lui Nabucodonosor, în unul dintre visurile sale, istoria îi se prezintă altfel decât o învăț eu. Istoria îi se prezintă sub forma aceasta unitară. Dumnezeu îi spune, știi cum e istoria? Uitați-vă la primul, la prima imagine. Istoria este așa, istoria are un chip. Istoria are un chip. Istoria are minte. Istoria are un cap. Istoria are ochi. Istoria vorbește. Cum să vorbească? Înțelegeți? Mie istoria nu-mi vorbește. Față de mine tace. În școlile pe care eu le parcurg, în manualele mele, istoria este o sumă de date. Istoria n-are noimă. Uitați-vă puțin modul în care Dumnezeu vrea să vedem istoria. El o vede, repet, ca pe un tot unitar. Încă nu vreau să discut prea mult despre componentă. Vreau să discut mai mult despre această imagine. Imaginea stă în picioare. Imaginea sau istoria a început cu capul de aur, apoi pieptul de argint, apoi coapsele de aramă, apoi picioarele de fier. Vreau să vă întreb, când stă chipul acesta sau istoria asta, când stă în picioare? Când îi pui capul? Nu știu dacă înțelegeți întrebarea. Întrebarea mea, recunosc, nu e foarte bună. Dar aș vrea să mergem în direcția asta. Chipul stă în picioare când îi pui degetele. Când ajungi jos. Atunci ai tot chipul în fața ta și îți dai seama ce vrea să spună. Au fost etape în istorie când ai asistat doar la capul de aur, apoi capul și trupul, dar nu știi cum arată până jos. Dragii mei, sărind puțin în istorie, suntem la degete. Astăzi îi se pun degetele. Vom vorbi despre asta. Europa divizată, despre care vorbim astăzi, este prinsă în chipul acesta de aur, în simbolul degetelor, parte de lut, parte de fier. O Europa divizată, în care, sau pe care toată lumea încearcă să o strângă împreună. Încearcă un fenomen de globalizare, de unitate totală. Și cuvântul, nu este timp să-l vorbim acum, în Daniel, capitolul 2, spune nu vor reuși. Vor încerca cu toată puterea. Nu vor reuși. Nu vi se pare că suntem la degete? Nu vi se pare că se încearcă? Sunt încercări extraordinare pentru ca lucrul acesta să se întâmple, pentru ca chipul să stea în picioare și... Bun. Imaginea a doua. Deci prima imagine este din Daniel, capitolul 2. Imaginea a doua este din Daniel, ce capitol? Ce capitol? Cercetătorii. Daniel 7. Mă uit bine la el și din nou mă surprinde, dar mă surprinde altfel. Mă surprinde că și aici am de-a face cu un chip. Ochi de om, gură care vorbește cu trufie, gură care vorbește cu o mânie extraordinară, care stă însă pe capul unei... Ce vedeți acolo, jos? Este ceva ce nu există, dar în orice caz... În orice caz avem de-a face cu o fiară nespus de grozav de, așa zice acolo, nespus de grozav de înspăimântătoare. Stă pe fiara respectivă? Și acum, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, la cine voi fi atent? La fiară sau la chip? Unde voi fi atent? La fiară? Sau la cel ce are ochi de om și gură care vorbește cu trufie? Unde mă voi uita? Poftiți?
Aici aș vrea să gândesc împreună cu dumneavoastră. Fiara e fiară, e teribilă, dar centrul de comandă nu e acolo. Centrul de comandă unde e? În cornul cel mic. Da? Centrul de comandă are ochi de om. Centrul de comandă are gură. Centrul de comandă comunică precum și cu celălalt chip. Pentru că și acesta, oricât de impozant ar fi, oricât de extraordinar ar fi, până la urmă comunică, conduce, se impune prin demnitate și prin autoritate. Așa este și aici. S-ar putea istoria să fie așa? S-ar putea istoria să fie așa? Scriptura așa o prezintă. Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut-o așa, dar Scriptura așa o prezintă. Și pentru ca să ne dăm seama că Scriptura nu este mit și că Scriptura nu vorbește în pilde doar, în Daniel capitolul 2, în visul împăratului, când Daniel dă tâlcuirea, asistăm la următorul lucru. Daniel îi spune împăratului, zice, împărate, tu ești chipul de aur, Babilonul. Dar după tine va veni o altă împărăție care este mai puțin strălucitoare decât ești tu. Este făcută din argint și va fi Persia. Și îi spune pe nume și îi zice Persia. Înțelegeți? Adică tata îmi spunea la un moment dat că un băiat de țăran a fost scos la tablă și a fost întrebat de profesorul de geografie, auzi, pe unde e Ploieștiu? Și săracul nu știa despre ce este vorba și a scos căciula din cap și a zis, pe aici. Și a dat cu căciula, știți, așa, peste toată harta. Dumnezeu nu face treaba asta. Dumnezeu e foarte precis. Spune Babilonul, după aceea Persia, după aceea Grecia. Și după aceea zice, de aici încolo, ia ziceți voi, ce urmează? Ce urmează după aceea? Ați băgat de seamă că Roma, că Imperiul Roman s-a împărțit în două? Imperiul Roman de răsărit și Imperiul Roman de apus? Ați băgat de seamă că lucrul acesta s-a întâmplat sub urmașii imediați a lui Constantin cel Mare? Băgați de seamă că chipul are două picioare? În istorie s-a spus întotdeauna că, spre exemplu, Roma este împărăția de fier, care zdrobește totul. Observați un lucru, că Dumnezeu identifică jumătate și după aceea zice, de aici încolo, ia identificați voi. Și Dumnezeu nu ne lasă să arătăm cu căciula pe hartă, ci ne spune, ia uitați-vă bine. Și apoi, evident, spune că în partea de jos, împărățiile care vor urma vor fi în parte tari, în parte slabe, jumătate de fier, jumătate de lut. Uitați-vă puțin la istoria zilelor noastre și veți descoperi treaba asta fără dificultate în structurile socio-economico-politice ale vremii noastre. Alianțe de tot felul, oameni care adună lutul cu fierul, se încearcă să se facă alianțe între părțile tari, între părțile slabe, prin alianțe să se încheie așa numita, eu știu, putere a Imperiului Vechi. S-a zis așa. Nu se poate, e prea de tot. Adică Daniel, în mod normal, scrie cartea lui sub împăratul Nabucodonosor, ceea ce înseamnă prin ce secol? Da? Celelalte, dacă el scrie prin secolul 6, celelalte
celelalte împărății sunt mai târziu. Mai târziu și asta ar însemna chiar ca să fie vorba de o profeție. Și au zis, nu se poate, cartea lui Daniel a trebuit să fie scrisă mult mai târziu. Sau cel puțin, chiar dacă au început să fie scrisă pe vremea aceea, a trebuit să se adauge ulterior, să se modifice cartea pentru ca să corespundă cu istoria. Aceste acuzații în legătură cu Scriptura nu sunt de ieri, de alaltăieri, sunt de multă vreme. În anii 1940 s-au descoperit sulurile de la Marea Moartă în niște vase de lut păstrate de extrem de bine datorită climei foarte uscate din zona respectivă. Vasele nu erau două sau trei, erau sute de vase, sute de manuscrise. Printre ele s-a descoperit manuscrise integrale cu cartea lui Daniel, cu cartea lui Isaia. Fiind scrise în secolul II înainte de Hristos, respectivele au arătat spre surpriza tuturor criticilor, au arătat că această carte a lui Daniel n-a fost modificată absolut deloc. În secolul II, cartea lui Daniel era integrală și era proba de care aveam nevoie pentru ca să înțelegem că Dumnezeu într-adevăr cunoaște viitorul. În Daniel 2, istoria apare ca un om. În Daniel 7, istoria apare ca o serie de animale de pradă, animale sălbatice. Vreau să vă întreb, ce e istoria? E om sau e animal de pradă? Mă puteți ajuta? Cum vedeți istoria? Pentru că aș vrea să vă așezați, să vă găsiți contextul. Imediat vom vorbi despre asta. Cum e istoria? E om sau animal de pradă? Cine conduce istoria? Animalele de pradă despre care le-am vorbit, despre care am vorbit anterior, pe care le vedeți aici, aparent sunt niște animale care sfâșie tot. Până când în cadrul fiarei a patra, 1, 2, 3, 4, apare această imagine. Și veți observa, în fiara sau în cadrul fiarei a patra apare chipul uman. Uitați-l aici. Chipul pe care l-am văzut înainte și care e în partea stângă, iată-l transplantat în această fiară. Astfel încât ajungem la concluzia că istoria este întotdeauna dublă. Are caracterul acesta teribil, un animal de pradă care face praf totul în jurul său, iar pe de altă parte, centrul de comandă este extrem de uman. Știți de ce am rămas atâta timp asupra acestei aparente contradicții? Pentru că în Efeseni, capitolul 2, veți găsi aceste gânduri. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Imaginea prezentată aici, în Efeseni, capitolul 2, de Sfântul Apostol Pavel, este imaginea aceasta a unei omeniri care își vede de drumul ei și care nu știe că mersul lumii acesteia
este într-o direcție care este dată de Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii noastre pământești, ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Istoria nu este o istorie a lumii doar. Ea vorbește despre mine, despre tine. Vorbește despre luptele noastre care au loc în noi înșine. Cine ne conduce? Cine ne inspiră? Cine ne spune ce să facem și ce să nu facem? Avem impresia că noi facem lucrul acesta. Avem impresia că suntem independenți, avem impresia că suntem puternici, avem impresia că avem capacitate de decizie. Stop! Există un mod axiomatic în care Dumnezeu contrazice această realitate. Spune, nu. Voi mergeați sau trăiați după lumea aceasta. Mergeați în turmă cu ceilalți. Cine era în ghilimele păstorul, cine conducea turma? Poftiți? Există o influență capabilă să corupă mintea umană. Și această influență care corupe mintea umană este identificată aici ca fiind Domnul Puterii Văzduhului. Cornul cel mic l-ați văzut acolo. Chipul de aur care vorbește. Aparent, repet, istoria este doar o sumă de date. În realitate, istoria vorbește. Unde s-a ajuns? Vom vorbi în scurtă vreme, peste câteva ocazii, vineri, vom vorbi despre taina fără de legii. Când vom vorbi despre taina fără de legii, vom relua ideile pe care le vom prezenta acum. Dar această direcție a mersului lumii explodează într-un mod extraordinar în cadrul Revoluției franceze. Aș vrea să aduc în discuție lucrul acesta, pentru că Revoluția franceză este un model de gândire pentru societatea mea de astăzi. Voi citi câteva idei din ceea ce s-a întâmplat în Revoluția franceză și voi ruga să-mi spuneți dacă lucrurile acestea sunt reale pentru dumneavoastră și pentru mine azi. Iată, în timpul Revoluției franceze, în Franța, s-au format comisii de supraveghere care au produs anumite centre ale terorii, ale persecuției sociale. Comisii de supraveghere. Supraveghere. Există astăzi o tendință din ce în ce mai serioasă pentru ca societatea să supravegheze societatea. Nu este pentru prima dată. În cadrul Revoluției franceze, lucrul acesta a fost decretat foarte serios și împlinit cu foarte mare scrupulozitate. Maximum este ideea aceea în care prețurile pe piață erau limitate datorită cererii săracilor Parisului. Nu știu dacă aici încă nu s-a pus problema aceasta, dar asistăm din ce în ce mai mult la această tendință în general, spre exemplu, limitarea prețului petrolului, gazului natural. Se vorbește în stânga și în dreapta că se rezolvă, că nu se rezolvă. Asta este o altă problemă. Dar este punctul 2. Punctul 3, pentru care am pus de fapt toată această listă. Sub Jacques Hébert s-a lansat un program de decreștinare a Franței.
Franța a trebuit să scoată afară creștinismul și ea să devină o țară necreștină sau atee, așa cum și-a dorit. Bibliile au fost arse, s-a instalat domnia rațiunii și așa mai departe. Se suspenda dreptul de a fi judecat public și de a fi apărat de un avocat. Jurul pleda doar pentru achitare sau condamnare, atât. Peste 300.000 de suspecți au fost arestați, 17.000 au fost executați oficial, în afară de cei neoficial. În timpul acesta, peste 10.000 au murit în închisoare fără a fi judecați, pur și simplu. Este istoria fiară sau este altfel? După aceea, ceea ce urmează este veacul revoluțiilor. Ce s-a început cu Revoluția franceză a continuat în secolul următor, începând din anii 1800, continuu. Revoluții în Franța, în Sârbia, da, în America Latină, în Grecia, revoluțiile din anii 1820, 1830, 1848, din China, din Australia, din India, revolta din Bulgaria și așa se duce un secol întreg. De ce vorbim asta? Din ce cauză? Încă o dată, Domnul puterii care lucrează acum în fiina ascultării. Și acum, dragii mei, Roman 12:2, voi să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. N-am vorbit până în momentul acesta decât ca să putem ajunge la acest moment, la această idee. Există un chip al veacului care cere aliniere și cuvântul lui Dumnezeu spune nu vă potriviți chipului veacului acestuia. L-ați văzut. Conduce istoria din umbră sau direct. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune nu vă potriviți lui. Împotriviți-vă. Mai departe, ci prefaceți-vă prin înnoirea minții ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cu alte cuvinte, în timp ce marea majoritate a vieții noastre mergem așa, duși de mulțime, duși de val, fără să ne întrebăm, mergem bine, nu mergem bine, în timp ce ne duce lumea în direcția ei, cuvântul lui Dumnezeu spune stop, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. El are o înfățișare extrem de frumoasă, este umană pe din afară, este atractivă pe din afară, dar în realitate este altceva în fond. Opriți-vă, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Înnoiți-vă mintea. Din ce cauză? Pentru a înțelege voia lui Dumnezeu, pentru că în istoria aceasta, pe lângă chipul acesta despre care am vorbit, chipul istoriei, există chipul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, care conduce istoria. Și atunci textul spune, aveți grijă, înnoiți-vă mintea ca să puteți înțelege ce vrea Dumnezeu de la voi, să nu vă ducă lumea în direcția ei, să nu vă duceți cu șuvoiul în direcția ei, opriți-vă oricât de mult v-ar costa lucrul acesta. Oricât de mult v-ar arăta lumea cu degetul, oricât de mare presiune ar fi asupra dumneavoastră, nu vă potriviți, înnoiți-vă! Forță de lucru. Nu iubiți lumea. 1 Ioan 2:15. Nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Am ales textul acesta pentru a înțelege că noi nu suntem homofobi, nu suntem împotriva omului. Când zicem, nu iubiți lumea, nu înseamnă că nu iubim omul. Dar uite despre ce este vorba. Zice așa, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, acestea sunt elementele care conduc lumea, forțele de lucru. Dacă mă veți întreba cum reușește chipul acela să conducă și să manipuleze toată lumea astăzi, răspunsul e aici. Prin pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Prin acestea trei suntem făcuți robi, suntem făcuți prizonieri și suntem duși, conduși spre dezastru.
Nu degeaba am adus în discuție chiar și ideea de revoluții, pentru că revoluțiile vin din această poftă nesățioasă, din mânia interioară, dintr-un om care nu mai reușește să se abțină și să se mulțumească pe sine însuși. Și versetul 17 spune, lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Vreau să te întreb, te-ai identificat puțin cu lumea? Ai descoperit cumva că firea pământească ne manipulează? Că pofta firii pământești ne manipulează? Ai băgat cumva de seamă că pofta ochilor, vreau să fiu și eu ca revistele de modă astăzi, sloganele care sunt în stânga și în dreapta, care ne spun că suntem o generație hedonistă. Când am văzut pentru prima dată, mi-a fost rușine, mi s-a părut că cineva ne insultă, dar până la urmă mi-am dat seama că nu face altceva decât ne spune adevărul. O generație hedonistă, o generație a poftelor, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, toate nu sunt altceva decât formează omul hedonist, omul plăcerii, carpe diemul, omul care își trăiește ziua. Și lumea și pofta ei trece. În seara asta, vis-a-vis de istorie, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă, haide să facem voia lui Dumnezeu. Această deschidere în istorie este doar un preambul. Tot ceea ce am studiat acum vor fi reluate puțin mai târziu și avem nevoie de ele pentru ca să le ținem în memorie, pentru ca să clădim pentru ele sau pe ele după aceea. Știți că lumea are putere de cumpărare? Are putere de cumpărare. Lumea cumpără și vinde. Dacă vreți, aș putea spune așa, lumea te cumpără și te vinde. În Matei, capitolul 4, este prima întâlnire a lui Satan cu Domnul Iisus Hristos. Și acolo îl ia pe un munte și a arătat toate împărățiile lumii. Versetul 8. Toate împărățiile lumii. Și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție. Toate sunt ale tale. Le poți lua. Era un fel de ceea ce a spus Napoleon soldaților săi când le-a zis, știi ce? În traista fiecărui soldat se află un baston de mareșal. Și soldații au crezut treaba asta și s-au luptat pentru ca să ajungă să fie mareșali. Adevărul este că au murit foarte mulți și probabil vreo 2-3 au ajuns și mareșali. Dar aici e același lucru. Satan vine și arată toate bogățiile lumii și zice, ți le voi da. Sunt ale tale. Când ești tânăr, începând de la școală și așa mai departe, ți se spune, lumea e a ta. Și fiecare tânăr pornește la rândul său în viață, dorind să cucerească lumea, dorind să pună mâna pe putere, pe bogăție, pe orice, dorind să facă orice. Mai târziu, descoperă că e o mare minciună. Uneori e prea târziu însă. Încă o dată, lumea vinde și cumpără. Pentru că mai departe spune, ți le voi da dacă e acel negoț faustian, dacă mi te dai mie. Dragul meu, nu intra în târgul ăsta. Să știți că cu un sac de aur, lumea, ca să nu vorbesc despre Satan, lumea reușește să câștige milioane de oameni. Pentru că sacul nu va fi al nimănui. Sacul va trece prin mâinile fiecăruia câte 5 minute. Se va bucura de el, 5 minute va crede că este primul și cel mai puternic om, după aceea sacul va fi luat și va fi dat următorului. Și așa mai departe. Vrei senzația asta de 5 minute? O vei avea. Căci lumea și pofta ei trece.
Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie, îi spune Satan Domnului Iisus Hristos. Și Iisus îi spune, pleacă Satanul, căci este scris. Și iată-L pe Dumnezeu cum apare în prim planul istoriei, apare în prim planul alegerilor noastre. Iată-L pe Dumnezeu care contează. În momentul acesta trebuie să alegi între lume și între Dumnezeu. Și sunt acolo amândoi. Și de aceea mă întorc înapoi la textul care spune, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci înnoiți-vă sau prin înnoirea minții voastre. Ca să alegeți și să înțelegeți bine voia lui Dumnezeu. Creștinismul, chemarea lui Iisus Hristos, nu e un mit, nu e o poveste. Este o instruire. Este instruirea permanentă a cuvântului lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Să rămână Dumnezeu în viața ta. Să te închini numai Lui. Să-i slujești numai Lui. Voi încheia cu câteva citate din Romani, capitolul 2, care vorbesc despre faptul că trebuie să avem tăria unei decizii în momentele pe care le trăim astăzi. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, arăți la tine. Știți, de fiecare dată când arăți cu degetul spre altul, 3 degete sau chiar 4 arată spre tine însuți. Da? Cam asta e ideea. Fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Merită de gândit aici. Știți câți dintre noi îi condamnă pe cei din jur? Arătând în felul acesta că ei știu ce trebuie să facă, numai că e o problemă cu practica. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită adevărului. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Și acum, ăsta este contextul, dar versetul 4 este extraordinar. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței, îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Alături de o istorie zdrobitoare în care nimeni nu este sigur de ziua de mâine, nimeni nu este sigur de faptul că cineva într-adevăr are grijă de el, iată-L pe Dumnezeu care are grijă de tine, care cunoaște viitorul, bunătatea Lui, care se revarsă asupra ta și care te îndeamnă la cel mai urât cuvânt care există astăzi. Care este perceput ca urât în societate, și anume, te roagă să te pocăiești. Cum să te pocăiești? Dar nu ți-e rușine? O viață întreagă au strigat colegii după mine, pocăitul. Și mi-a fost rușine. Nu mai îmi spuneau pe nume. Nu îmi spuneau Valentin, nici Dăneață. Îmi spuneau pocăitul. Hai pocăitul. Nu jucau fotbal cu mine. Datorită faptului că era ca o boală, dacă erai pocăit, era ca o boală. Dragii mei, nu e nicio problemă. Nu știau despre ce este vorba. Dacă ați venit în seara asta aici, aș vrea să înțelegeți că pocăința este cel mai frumos lucru pe care îl poate face un om vreodată în viața lui. E cel mai normal. Obișnuiesc să spun întotdeauna că este un fel de experiență de laborator. Sau, dacă vreți, imaginați-vă că mergeți așa în față, mergeți la un moment dat și după o vreme vă treziți că sunteți cu piciorul deasupra unei prăpăstii. Spuneți-mi, vă rog, vă e vreun minut rușine să vă întoarceți înapoi? Sau, de rușine călcați înainte? Pentru că în mod normal, când îți dai seama că următorul moment ar trebui să cazi în hău, în momentul ăla te întorci înapoi și spui, n-am făcut bine. Și toată lumea ar trebui să zică, ce bine, bravo, în sfârșit ai și tu un moment de înțelepciune. Numai că
În momentul când te întorci înapoi, toată lumea strigă și râde de tine și spune: uite, slabul s-a întors înapoi, n-a avut curajul să ce? N-a avut curajul să cadă. Dragii mei, când te întorci înapoi, gestul ăla se numește cum? Pocăință. Pentru că metanoia nu înseamnă altceva decât momentul ăla când ai descoperit că ai făcut o greșeală și te întorci înapoi. Atât. Atât. Și Dumnezeu spune: băi, nu vezi că e bine să te întorci înapoi? Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă: întoarce-te înapoi. Și toată lumea râde de tine și spune: mergi înainte. Și acum trebuie să alegi. Dacă ai curaj să cazi, sau dacă te îndeamnă bunătatea lui Dumnezeu să-ți revizuiești poziția și să spui: nu-i bine. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Dragii mei, am început cu istoria numai pentru a înțelege că suntem undeva la răspândie. Istoria ne pune față în față un Dumnezeu și o autoritate perisabilă umană. Trebuie să alegem între cele două. Am început în felul acesta pentru a înțelege că istoria lumii noastre are chipul acesta care manipulează și care face praf, până la urmă, intențiile noastre de bine și intențiile noastre de frumos. Istoria are un aparent chip uman. În realitate, în spate, este o fiară. Din ce cauză? Datorită structurii ei. Și anume, ea este cea care folosește păcatul sau revolta ca lansare împotriva lui Dumnezeu. Pentru că, în final, să ajungem la această idee frumoasă, și anume: n-ai dorit totuși să te întorci?